Bună ziua, dragii mei! Astăzi voi vorbi despre magi, magie, despre vrăjitoare și solomonari. De ce am decis să vorbesc despre aceste personaje? Deoarece în ultima perioadă pe Facebook, acolo unde am scris eu articole despre alchimie, am văzut tot felul de comentarii în care se discutau sau erau controverse vis-a-vis de acest cuvânt magic și de corespondențele care există între magi și vrăjitoare și faptul că magia este rea. Bun, în primul rând, cine sunt acești magi? Acești magi se pare că vin din Persia și prima mărturisire a lor sau primele scrieri în care apar magii sunt din timpul lui Darius cel Mare. Aceste personaje erau preoți. Preoți ai zeului Zurvan sau adepți a lui Zoroastru. Acești preoți aveau cunoștințe de astronomie, astrologie, alchimie, erau cunoscători ai învățăturilor spirituale și ezoterice. Deci erau niște oameni din elita acelor vremuri, din elita spirituală a vremurilor respective. Magii apar și în scrierile creștine. Și după cum știm, acești magi apar în Biblie ca acei preoți care au venit de la răsărit pentru că au văzut steaua pe cer, ei având cunoștințe de astronomie și urmând steaua l-au găsit pe Iisus pentru a-i aduce daruri. Deci aceștia sunt magii. Da? Ei, mai târziu, în perioada Evului Mediu, alchimiștii, cei care sunt precursorii chimiei de astăzi, cei care au început primele experimente de a mânui, de a face tot felul de poțiuni cu elementele, apă, aer, pământ, cu plantele, și-au luat acest termen de magi, mai ales acei alchimiști care au ajuns la niște rezultate spirituale mari peste ceea ce era considerat a fi normal în acea perioadă. Ei, folosindu-se de cunoștințele acumulate care erau în acel moment, au ajuns să-și dezvolte niște calități extrasenzoriale, niște calități peste puterile normale a unui om. Și atunci ei au început să-și folosească aceste daruri pentru a ajuta oamenii. Ei, pentru că aveau aceste puteri, puterile lor au fost considerate a fi magice, iar oamenii au început să se teamă de necunoscut, de aceste personaje magnifice. Pe lângă acești alchimiști, acești magi ai Evului Mediu, mai existau vrăjitoarele. Vrăjitoarea este o femeie cu puteri magice care putea comunica cu lumea nevăzută și care avea cunoștințe despre natură, om și cum se poate vindeca omul folosindu-se de plante și energiile naturii. Vechile preotese sau tămăduitoare din religiile care existau înainte de creștinism au primit această denumire de vrăjitoare. Deoarece ele erau împotriva noii religii. Și marea majoritate, sau cred că 90% dintre ele, erau femei. În perioada creștină, vrăjitoarele au fost catalogate ca fiind rele, deoarece preoții creștini doreau să înlăture complet rămășițele vechilor culte antice. Și au spus că aceste preotese s-au aliat cu Lucifer și cu demonii. A fost cel mai simplu mod de a înlătura vechea religie, numind-o păgână. În timp, și aceste vrăjitoare s-au separat în vrăjitoare albe și vrăjitoare negre, vrăjitoare care practică magie albă sau vrăjitoare care practică magia neagră. Pe teritoriul țării noastre au existat solomonari. Aceștia erau cunoscuți ca fiind vechi tămăduitori care aveau puterea de a aduce ploaia, de a alunga norii, de a vindeca oamenii cu plante. Ei erau văzuți ca vechi preoți al lui Zalmoxis sau învățători al lui Zalmoxis, care aveau cunoștințe de alchimie și de fizică cuantică. Legendele spun că acești solomonari călătoreau pe balauri sau pe dragoni. Ei scoteau din apă sau din peșteri acești balauri și aveau putere asupra lor, făcându-le animale de companie, pe care zburau între zonele unde ei își duceau activitatea. Asta este, acestea sunt informațiile de astăzi cu referire la cine sunt acești solomonari, vrăjitori, magi. Deci, magia, vrăjitoria. Deci nu poți să spui despre magie și despre vrăjitorie că este bună sau rea. Ea doar este, a existat, există. Este folosită de acele persoane care au cunoaștere și de care depinde către ce zonă doresc să folosească cunoașterea lor, în bine sau în rău. Și nu uitați să vă abonați apăsând subscribe sau abonare pe acest canal. Pe data viitoare.